Comisiei pentru Administrație Publică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Am eu. Da, și eu am o întrebare. O întrebare aici. Am o adresă trimisă de gimnaziul Carol I Călăraș, în al cărui Consiliu de Administrație servesc și eu, care nu se regăsește nimic acolo în rectificarea asta bugetară pentru Carol I. Ei au cerut 110.000 de lei pentru cataloge școlare, pentru materiale de curățenie, pentru energie electrică și termică, pentru apă, canal, salubritate, pentru telefonie fixă și internet, pentru revizie, centrale termice, pentru fază umană și, atenție, că asta mi se pare culmea, 40.000 de lei pentru reparații WC-uri turcești ale cadrelor didactice de la școala Carol I. Deci dacă nu știați, cadrele didactice de la școala Carol I au WC-uri turcești. Și un ban, nu știu, 110.000 de lei, nu pot pentru școala Carol. L-ați primit adresa asta? Sau... E primită foarte târziu, adică ieri sau astăzi. A rămas să se analizeze din suma asta atât de mare, ținând cont că gimnaziul Carol deci mai are, are bani, a avut bani și pentru investiții, și pentru acoperiș, și pentru suma asta este susele... cu 10.000 de lei mai mică decât suma pe care o vom aproba probabil pentru închiriere iluminat festiv. Da, asta deci, nu discutați cu mine. De închiriere, de închiriere festiv, două luni, da. Cu WC-urile turcești la cadrele didactice. Și mă rog, cu tot ce mai spune acolo, cu revizie centrală termică, cu utilități, cu căldură, cu apă. Se va analiza. Deci nu e niciun deviz, în primul rând. Deci nu avem un deviz în sensul ăsta. Probabil vor merge colegii de la tehnic să vadă stadiul, să vină cu un deviz. La măsurători. La? Da. Eu propun un amendament la acest proiect de hotărâre. Prinderea sumei de 110.000 de lei pentru gimnaziul Carol I, bun, capitolul 20, bunuri și servicii. Na. Turcești. Și dacă acest amendament se respinge, propun. Nu e voie, le spun. Dacă e de patrimoniu. Păi da. La profesor ești la Carol I. Dau deviz pentru cei 40 de lei? Bă, da. Hârtia pe care l-a avut dumneavoastră, l-am și. Păi o hârtie, am și eu. O hârtie, cu nimic în spate. 40 de mii mi se pare mult. Și la alte ai doare la toate devize și... Adică cheltuim mult mai mult bani. Păi, unde e vorba de reparații, sunt devize, domnul Ivanciu, dar... Unde cer pentru material de curățenie 10.000 sau 15.000, oricum, să știți că sumele... Apropo de... Iar astea sunt prevederi bugetare. Dacă vor fi bani, se vor și contracta. Deci, eu sunt pesimistă în privința banilor, știți foarte bine, n-a fost nicio rectificare a bugetului de stat. Noi altă dată, la vremea asta, aveam bani primiți. Deci nu... Noi trebuie să ne descurcăm din venituri. Apropo de costuri, am și o întrebare. În referatele trimise, apare o figurină din plasă pentru colectare selectivă în valoare de 20.000 de lei. Da, o plasă de 5 metri pătrați, de panou bordurat, e 140.000 de lei. Nu știu despre ce este vorba. Îmi pare rău, deci nu știu despre ce este vorba. Cine a semnat referatul, întrebați. Deci nu știu despre ce este vorba. Da, putem evalua, că putem da cu părerea că e mult, 10.000 de lei. Așa este, aveți dreptate, dar nu pot să, nu știu ce să vă răspund. Dar nu putem să vedem părerea că e mult 20.000 de lei. E o figurină de plasă. 20.000 de lei, 200 de milioane. În condițiile în care oricum trebuie să intre legea aia în vigoare cu garanție retur. Adică oricum o să avem ce să facem cu peturile unde să le ducem. Da, să pun la vot amendamentul domnului Milescu. Cine este pentru? O votul pentru. Împotriva? Opt împotrivă și o abține. Deci amendamentul a fost discurs. Proiectul. Și acum votăm proiectul numărul 13, propun la vot. Cine este pentru? 2, 4, 6, 8 și 3. Împotriva? Abțineri? 8 abțineri și au fost... Nu mă străzea să vină cum am votat. Dar cred că am votat. A votat pentru domnul Stăzea, deci 12 voturi pentru... 11 pentru, nu particip.
11 pentru, 8 abțineri din... Păi nici domnul Mușat nu trebuie să voteze. Cine a zis? A votat. O fi incompatibil. La capitolul 65 învățământ, nu un ansamblu. Măi, Margarit, cum e cu domnul director? Păi doar la 65, la învățământ. La celelalte ce? Nu poate să voteze domnul director? Păi la celelalte, dar în momentul în care se supune votului. Eu chiar nu înțeleg. Dacă se supune votul, proiectul la vot în ansamblul lui, atunci nu mai este conflict de interes? Cum este domnul... Nu vezi la secretar. Dacă el își asumă, păi da, secretar, semnați de legalitate. Deci mă abțin, nu votez că am interes la un anumit vot din bute, dar votez încet un ansamblu în care intră și... Din punctul meu de vedere, nu aveți niciun interes nici în cazul Consiliului de Administrație, că nu votați dumneavoastră ceva dumneavoastră. Păi nici nu e. Păi nici nu este, este deja stabilit de către anii. Acesta nu este un conflict de interes. Deci cum a fost? Au fost 12 voturi pentru și 8 abțineri cu 20 exprimări. Și eu v-am răspuns. Proiectul de hotărâre 14 privind...